Bine v-am găsit, dragii mei! Sunt Nicoleta Gâdea, iar în activitatea de astăzi vom învăța de ce este important să citim și să înțelegem ce scrie pe eticheta produselor. Numai așa putem face o selecție corectă a alimentelor sănătoase, evitându-le pe cele mai puțin sănătoase. Produsele existente pe piață și care respectă legislația în domeniu au o etichetă detaliată ce oferă cumpărătorului informații despre acestea. Rolul etichetei este de a informa consumatorii în mod corect, complet și precis. Ați ales vreodată un produs alimentar în defavoarea altuia numai datorită reclamei? În proporție de 70%, copiii au răspuns că sunt influențați de reclamele văzute atunci când cumpără un produs, mai ales dacă este vorba despre mâncare. Este foarte important să privești reclama drept o ofertă, pe care să o analizezi cu atenție înainte de a decide achiziționarea produsului. Sunt multe produse care arată foarte atrăgător în reclame, dar când citim eticheta, constatăm că nu fac parte din categoria alimentelor sănătoase. Prin urmare, nu alegeți produsele doar după aspect. Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă. Cunoașterea conținutului produselor pe care le consumăm reprezintă un aspect deosebit de important pentru menținerea stării de sănătate pe termen lung. Eticheta nu trebuie să ducă în eroare consumatorul. Ea trebuie citită din mai multe motive. Pentru a avea posibilitatea să alegi produsul potrivit pentru tine, pentru a te informa în cazul în care suferi de anumite alergii cu privire la reacțiile adverse la anumite ingrediente, pentru a avea posibilitatea de a opta pentru produse sănătoase. Orice etichetă a unui produs alimentar ar trebui să conțină următoarele informații: denumirea produsului, numele și adresa producătorului sau a celui care a ambalat produsul, denumirea ingredientelor așezate în ordinea proporțiilor acestora, data de fabricație, în cazul anumitor produse, data expirării sau termenul de valabilitate, dar și condițiile de depozitare și condițiile de utilizare. În plus, eticheta sau ambalajul produsului trebuie să conțină informații despre starea fizică a produsului sau tratamentele la care a fost supus, cum ar fi congelare, refrigerare, afumare, fierbere, coacere sau uscare. Unele companii producătoare de alimente au decis inclusiv etichetarea acestora în funcție de valoarea nutritivă și energetică pe care o oferă produsul. Astfel, eticheta verde și clasa A ne indică un produs benefic sănătății noastre, pe când produsul etichetat cu etichetă roșie nu este tocmai un produs sănătos. Pe site-ul de mai jos găsiți etichetele multor produse de pe piața românească. Vă invit să-l consultați și să găsiți două produse foarte sănătoase care fac parte din clasa A și două produse mai puțin sănătoase care fac parte din clasa E. Eu sunt Nicoleta Gâdea. Până data viitoare, informați-vă pentru a rămâne sănătoși!